Ora Pământului, eveniment global organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, a fost marcat sâmbătă seara de elevii claselor 1 și a 4 de la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Reședința de Județ. Micii energeticieni și invitații lor de la Palatul Copiilor au cântat timp de o oră spre deliciul părinților și al publicului spectator. Evenimentul, marcat și la nivel național prin concerte și evenimente muzicale, a fost inclus în programul național Cantus Mundi, care întrunește în acest moment peste 150 de coruri la nivelul țării, dorește să marcheze acest eveniment mondial prin cântec și voie bună. Așa că vă invităm de-a lungul a circa 50-60 de minute să vă bucurați alături de noi, să cântați împreună cu noi și dacă nu cântați, să ne aplaudați cu putere. Mulțumim! Nici nu se putea un eveniment mai potrivit pentru viitorii specialiști în producerea de energie. Deocamdată au liniștit pământul, după cum spun ei, prin cântec și voie bună. Dacă vrei să se trăiește, bat așa. Dacă vrei să se trăiește, bat așa. Dacă vrei să se trăiește, omul la mine primește. Dacă vrei să se trăiește, bat așa. Dacă vrei să se trăiește, bat așa. Dacă vrei să se trăiește, fă așa. Dacă vrei să se trăiește, omul la zâmbește. Dacă vrei să se trăiește, fă așa. Au liniștit pământul prin cântece, cu voci cristaline, clasa 1-a și clasa 4-a de la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu. Am sărbătorit ora pământului prin cântec. Publicul a fost generos cu aplauzele atât pentru membrii corului, cât și pentru invitați. Evenimentul Ora Pământului a fost organizat prima oară pe 31 martie 2007 în Sydney. Din 2008, Ora Pământului a devenit o mișcare globală, inclusând 100 de milioane de oameni din mai mult de 30 de state ale lumii.